Credeți-mă că în seara tot a zis că pentru mine nu mai există viață. Mi-a zis că nu o să știi de ce. A zis gata că trăiește o lună. Mi-a spus, are o tumoră la cap. Cancer. Dacă se întâmplă ceva cu copilul ăsta, se întâmplă și cu mine. Viața fără ea, eu nu. Nu pot să accept. Cum a început totul? Pe 26 februarie m-am dus la spital cu ea, că scria foarte urât. Când am ajuns la spital acolo, i-a făcut toate analizele, nu i-a găsit absolut nimic și când i-a făcut remeniu, mi-a dat vestea că are tumor. Nu a avut durere de cap, nu a avut absolut nimic. Mă gândesc de unde a apărut boala asta. M-a trimis la Obreja, de la Obreja am fost purtată la Bardazar. La copil i-a venit rău, a dat ochii peste cap, atunci a luat o durere de cap foarte puternică. Nu știu cum am rezistat, pur și simplu, nu știu. Când am văzut că a dat ochii peste cap, mi-a zis că tata bun, că ne-am întors înapoi. A zis domnul doctor că să dau iscălitură. Dacă nu dau iscălitură, ea tot moare. Pentru mine a fost un capăt. Am operat-o la 12 noaptea, a scăpat. Zice domnul doctor, i-a tăiat din spate de aici, i-a dat drumul la oxigen și un chiar de sânge. A făcut de la cancer, de la tumoră. Mi-a zis că nu o să știi dacă ești. A zis gata că trăiește o lună. Am găsit pe cineva la spital, m-a trimis în Turcia. Acolo am găsit doctori cum să cade. Mi-a spus că are șansă la viață. A venit în România. În România s-a repetat. Iar tumora n-a crescut, tot 4-50. Dar a început crizele. Durere de cap. A început să nu mai mănânce. A vomitat. Și am hotărât să o duc la fundere. Să încercăm cu medicamente. Cum era Cristina înainte de boală? Cristina a fost veselă. Mergea la școală, nu dădea semne. Învăța foarte bine la școală, foarte ascultătoare și uitați. Ce au fost primele semne? Nu a dat niciun semn. Atâta pe mine m-a deranjat scrisul. 3 săptămâni a scris așa urât. Când ai văzut că scrie urât, te-ai dus cu el la control? Da, am plecat la spital, la Budimesc. Ei, am făcut toată analiza, a zis că nu are absolut nimica. Când a făcut remeniu, atunci mi-a spus, are o tumoră la cap, cancer. Atunci când am auzit de cancer, credeți-mă că eu am zis că am vrut să pun capul în zile, dar după aceea m-am gândit. Zic, cred că fata mea are șansă. Pentru că mi s-a rupt tot. Tot s-a rupt. Credeți-mă că s-a rupt tot. Am zis că pentru mine nu mai există viață. I-a băgat substanța, i-a mai durat o jumătate de oră. I-a venit rău, o salvare, după remeniu. Ne-a trimis la Bardazar. Foarte durere mare. Să spun un medic că copilul tău nu mai trăiește. Să spun un medic că copilul tău moare. Asta e prostie la medici din România. Asta e cea mai mare durere. De 6 luni eu nu mai pot să mă opresc de plâns de copilul ăsta. A băgat-o de operație. Apoi dimineața m-am dus la ea. Mi-a zis că n-am voie cât o jumătate de oră. Domnul doctor a zis că stați, dar plătiți spitalul. Și a zis, mă împrumut, voi plăti spitalul, dar eu nu voi pleca până ultima clipă de lângă copilul meu. A venit o doamnă asistentă, mi-a spus, degeaba stai, că ea tot moare. Și atunci am găsit pe cineva să plec în Turcia. Mi-a zis să plec în Turcia, că acolo e șansă. Îi mulțumesc din suflet la fundație că ne-a ajutat. Dar noi n-ajungeam acolo. Ce i s-a făcut în Turcia? În Turcia i-a făcut radioterapie și chimioterapie. Am stat o lună și 2 săptămâni. Cum s-a revenit la 3 zile, eu am fost foarte mulțumită. Prin câte operații a trecut până acum? Cristina are 3 operații. Are una la cap, are a doilea șuntul care s-a oxigen de creierul să ducă toată mizeria și a avut una aici, la gât, pentru să nu se ducă toată mizeria la plămâni. Cum este acum Cristina? Cristina acum de la chimioterapie care o face, merge foarte bine, analizele ei sunt foarte bune. Cristina n-are voie să meargă, n-are voie să forțeze, are voie să facem cu ea, cu bicicleta, că i-am luat bicicletă, are voie să plătesc pe cineva să vie să îi facă sport cu ea, atât. Restul Cristina stă la pat. Tumora, nu știu dacă a stagnat, doamna doctor a zis că a început să stagneze, dar noi încă nu știm nimic, că nu s-a mai făcut remeniu. S-a făcut remeniu unul după altul. Și a zis că nu îți facă fata 3 luni, nu se mai face nimic. Dacă se întâmplă ceva cu copilul ăsta, se întâmplă și cu mine. Viața fără ea, eu nu. Nu pot să accept. 3 săptămâni el a dormit numai în mașină. Când era frigul la mare, el numai în mașină a fost. El n-a avut casă, n-a avut masă. N-a vrut să plece din fața spitalului să vadă ce se întâmplă cu fata lui. A zis că eu mă chinui sus și el să ducă să doamă cu perna acasă. Nu. I-a dus lumea de milă mâncare în mașină. Și a fost moment de care el n-a mâncat. Zicea și plângea. Se ruga la Dumnezeu să fie fata lui bine. Atât.
Cristina suferă de cancer pe creier, are doar 13 ani și se luptă cu această cumplită boală de 6 luni de zile. Acum este acasă și are nevoie de suportul nostru financiar lună de lună, pentru că părinții au costuri de peste 3.000 de lei pe lună cu tot ceea ce înseamnă lupta aceasta cu cancerul, de la pampers, medicamente, tratamente și așa mai departe, costuri pe care statul român nu le acoperă. De asemenea, are nevoie de recuperări, de masaje, de fizioterapie, ceea ce ridică acest cost la peste 1200 de lei pe lună. Vă rog din toată inima să intrați pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro și să faceți o donație acolo pentru ea, pentru că prin fiecare donație vom da putere să lupte cu această cumplită boală și să iasă învingătoare. Îți mulțumim și Dumnezeu să-ți răsplătească dărnicia!